Bun. În cursul zilei trecute a fost reținută o persoană, fiind acuzată pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și portul sau folosirea nelegală de obiecte periculoase, întrucât împarcarea unui mol de pe bulevardul Aurel Vraicu din municipiul Constanța, în cursul orelor 12, în cursul unui conflict spontan, fiind sub influența unor substanțe psihoactive, a înjunghiat-o pe victimă în zona femurală a piciorului stâng, așa încât i-a provocat o hemoragie foarte puternică, iar în câteva minute victima a decedat. Chiar dacă ambulanța a fost chemată la fața locului și a încercat resuscitarea victimei, nu s-a reușit, declarându-i se decesul acesteia. Ce a declarat criminalul? Inculpatul a fost cooperant în anchetă și a exprimat regretele pentru fapta pe care a săvârșit-o. Dumnealui a declarat că s-ar fi aflat sub influența unor substanțe etnobotanice și de aceea a sfârșit fapta respectivă. Conflictul a fi izbucnit pe fondul drogurilor, nu știu, consumul de droguri? Nu avem deocamdată, nu avem suficiente informații deocamdată legate de motivul, da, de mobilul comiterii faptei. Este posibil, dacă acele substanțe botanice să fi fost mărul discordii între cei doi. Se cunoșteau de curând, au inculpatul și cu victima, se pare că împreună consumaseră la un moment dat substanțe etnobotanice și... Arma crimei a fost identificată? Nu a fost găsit deocamdată. Inculpatul a oferit informații câte a putut, dar deși au fost făcute foarte multe căutări în zonă, nu a fost identificat instrumentul vulnerant. A fugit de la fața locului, da, după comiterea faptei, în apropierea altui complex comercial și în zona respectivă a aruncat cuțitul. Acolo a fost căutat, numai că nu a fost găsit. Scandalul a apărut în centru comercial? De acolo au început ei să se... Nu. Scandal? Propriu zis, a apărut acolo, în parcarea centrului comercial. Iar este posibil ca acel cuțit să nu mai fie găsit, pentru că dacă l-a aruncat cumva la coșul de gunoi la centrul comercial, în alor strâng gunoi periodic, îl compactează, îl distrug, îl aruncă, s-ar putea să nu mai fie găsit. Dar avem, există înregistrare incidentului și... Și vorbim cei doi suspecți, știu că era acest criminal cu încă doi suspecți. Nu, e un singur inculpat în cauză. Atât. Erau și alte persoane în zonă, de față acolo, dar o singură persoană a comis fapta. Noi știm că, ce am auzit și noi, că erau trei persoane când... Da, am înțeles, au fost mai multe persoane de față, dar o singură persoană dintre acestea e cea care a înjunghiat-o pe victimă. Celelalte nu sunt din vite, nu sunt... Nu. Mulțumesc.